Aproape 2000 de persoane din județele regiunilor Vest, Nord-Vest și Sud-Muntenia au beneficiat de instruire gratuită pentru dezvoltare antreprenorială în cadrul unui proiect derulat de ALP Group și partenerii săi în perioada iulie 2010-iunie 2013. Pe parcursul a 27 de luni au fost organizate 290 de module de training care s-au concretizat prin elaborarea unor planuri de acțiune antreprenorială cu sprijinul experților proiectului. Bună ziua și bun venit! Mă bucur să mă aflu în Zalău pentru a cincea oară, cred, la ora actuală. Numele meu este Monica Mișcă, sunt manager de proiect, proiectul de dezvoltare a aptitudinilor, competențelor și inițiative antreprenoriale. Este vorba de un proiect care are finanțare prin POSDRU, un proiect tip strategic care a început în iulie 2010 și care se încheie în anul acesta, în iunie. Am dorit să facem această conferință de presă de închidere la dumneavoastră. Ele sunt prevăzute câte una în fiecare regiune, pentru că proiectul nostru acoperă 3 regiuni. Dar am dorit să începem cu dumneavoastră, pentru că la dumneavoastră, în zonă, cu foarte puține module de curs, am acoperit foarte mulți cursanți. Și acest lucru a fost un lucru îmbucurător. Am găsit o dorință foarte mare de perfecționare în zona de Nord-Vest și în zone mai micuțe, să spun așa, nu zonele mari bătute, cum este Clujul, ci zone gen Sălaj, zone gen Bistrița, zone în care oamenii chiar doresc să facă ceva, să învețe și să meargă mai departe. Proiectul nostru, după cum am spus, are 3 parteneri, din cele fiecare parteneri pe câte o zonă alocată. Se întinde pe regiunea de zona de vest, zona de nord-vest a țării și regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia. Ceea ce ne-am propus noi prin proiect a fost să oferim un set de traininguri, e vorba de 16 traininguri diferite, modulare de câte 2 zile, în așa fel încât cei care doresc să participe la aceste traininguri, sigur că trainingurile sunt gratuite, fiind subvenționate prin proiect, să poată să își completeze acele lacune pe care ei le simt. Pentru că fiecare om știe din activitatea lui ce știe să facă și unde ar dori să mai îmbunătățească ceva. De aceea noi am propus o paletă mai vastă de traininguri, începând cu comunicare, cu conducere și motivare, cu tehnici de negociere, continuând cu partea de marketing, tehnici de negociere și de vânzare, continuând cu partea de finanțe, pentru că ne adresăm în special unui grup țintă care sunt pe antreprenoriat și vom discuta imediat despre grupul țintă. Deci partea de finanțe, non-finanțe și controlul costurilor și elaborarea bugetelor și apoi trecând la cursuri mai specializate, cursurile de managementul schimbării, managementul conflictelor, 2 module de management de proiect și de elaborare de plan de afaceri. Desigur, fiecare participant, fiecare doritor a putut să se înscrie la acele cursuri pe care el le-a dorit. Nu am definit neapărat dacă vii la cursul ăsta, trebuie să vii la 5 cursuri și să le facem. Nu, fiecare a venit dacă a dorit la un curs sau la 5 cursuri. Avem cursanți pe Sud-Muntenia care cred că au făcut 14 cursuri din 16, cam așa. Dar sigur, sunt mai puțini astfel de persoane. Cui ne-am adresat prin acest program? În cele 3 regiuni am încercat să acoperim ceea ce era și ca variante eligibile, dar și ceea ce s-a cerut pe piață. Avem un grup țintă de 1400 de persoane, din care avem angajați 200, întreprinzători 100 de persoane, prevăzut personal de conducere, cu funcții de conducere, în special din micro-întreprinderi și IMM-uri, 900 de persoane și persoane doritoare să inițieze noi afaceri, 200. În total sunt 1400. Acum, ceea ce am realizat per global proiect, la 31 decembrie, pentru că la ora actuală suntem în elaborarea documentelor finale ale proiectului. Am făcut în total 1973 de cursanți. Deci de la 1400 unici am ajuns la 1973. Asta datorită faptului că am putut să-i cuprindem în cursurile noastre, am avut resursele necesare pentru acest lucru și datorită faptului că cererea a fost foarte mare. A fost foarte mare pe anumite module, în anumite regiuni. Nu pot să vă dau un estimat clar, să spunem, cine ce-a vrut cel mai mult, dar
Au fost regiuni în care s-a cerut mai mult managementul timpului și stresului și mai mult management eficaț. Au fost alte zone în care s-a cerut comunicare, conducere și motivare. Au fost alte zone în care s-a cerut foarte mult management de proiect și elaborare plan de afaceri, cum este, de exemplu, zona de nord-est. Din cei 1973 de cursanți unici pe care îi avem până la ora actuală, 926 sunt femei, ceea ce este și asta un indicator și de program, dar și important, pentru că sunt femei care au participat la aceste training-uri și au îmbunătățit aptitudinile. Față de totalul cursurilor, am până la ora actuală ca module de training pe cele trei regiuni, am derulat 290 de module în total. Pe regiunea de nord-vest, pentru că este important la dumneavoastră ce s-a întâmplat, am avut, din cele 290 de module, am avut 43 care s-au derulat în regiunea nord-vest. Am avut 562 de participanți total, 282 fiind unici și 152 de femei. Acum, din cei 282 de participanți unici și 152 de femei, o parte dintre ei, o bună parte, au fost participanții de la cursurile de manager, proiect și elaborare plan de afaceri, care au fost cele care s-au cerut pe zona Sălaj-Zalău. Sigur că n-am avut cursurile, le-am ținut în Zalău, dar n-am avut participare numai din Zalău, am avut oameni care și ieri când au venit la noi să se mai întâlnească cu noi, au venit din alte zone, din zona limitrofă Zalăului, au venit să vadă ce se mai poate face și am remarcat la ei un lucru foarte interesant. Oamenii aceștia chiar doresc, ei au elaborat niște proiecte în cursul cursului și acum doresc să le implementeze și acest lucru este un lucru îmbucurător, pentru că încep să gândească în termen de afaceri, încep să gândească în termenul de proiecte, încep să-și caute o altă soluție, o soluție de backup pentru viitorul lor. Nu știm niciodată ce ne aduce ziua de mâine, fără supărare. Și atunci trebuie să avem varianta pregătită într-o situație de criză, ce facem, știți cum este cu planul B, întotdeauna trebuie să ai și o altă variantă. Din acest punct de vedere, cred că am suplinit foarte bine o cerință locală. Nu ne gândisem în mod special la județul Zalău, ci la regiunea de nord-vest în general și ne-a bucurat că aici am găsit așa o cerere mare încât să ne putem concentra eforturile. Noi sperăm ca pe parcursul proiectului să fi făcut și dovada profesionalismului nostru. Nu vom să vă spun acum ce am găsit, fiecare cursant la curs a avut și un chestionar de feedback și un formular de evaluare. Am găsit multe lucruri acolo și drăguțe și plăcute și așa mai departe. Unele dintre ele le-am și postat pe site-ul nostru, că ne dorim să facem cunoscut ceea ce cursanții noștri au spus. Am și prelucrat-o de aceste chestionare. Datele sunt foarte bune, sunt benefice, nu numai pe Norbe, sunt pe total proiect și ne bucurăm din suflet că am putut să contribuim cât de cât la creșterea și la bunăstarea și la o mai bună competență și inițiativă a oamenilor care sunt oameni de afaceri și care le lipsesc anumite competențe sau celor care doresc să devină oameni de afaceri. V-am spus că în Nord-Vest am avut foarte, foarte mult de categoria eu doresc să devin antreprenor. Foarte bine, este foarte frumos, dar trebuie să-i ajutăm să știe. De aceea ne-am și concentrat aici pe managementul de proiect și pe planul de afaceri, pentru că în felul acesta își cristalizează o idee clară de business, leagă ceea ce au de făcut cu cum au de făcut și atunci pot să-și urmărească planurile. Rămâne în continuare doar pentru ei. Sigur, noi le stăm la dispoziție oricând, au telefoane, au e-mail-uri, știu unde ne găsesc pentru sfaturi și pentru alte susțineri pentru viitor, dar momentan aici noi ne oprim cu proiectul în sine. Sperăm să ne mai vedem în mai, când vom aduce și certificatele de participare la aceste module de curs pe care le-au făcut cei din Zalău și nu numai cei din Zalău. Vă mulțumesc și dacă aveți întrebări. Pe ce domenii s-au axat proiectele? Proiectele cursanților, da, s-au axat pe domenii de agricultură. Deci măsura 3.1.2 de creare de micro-întreprindere în spațiu rural au fost diferite și diferite idei.
au mai venit pe partea de tot pe spațiul rural, dar pentru promovarea turismului și agroturismului în zone rurale sau pentru construcții de pensiuni sau așa. Deci au avut proiecte de genul acesta. Au avut proiecte de genul micro-întreprindere din spațiul rural, au fost ateliere de înfrumusețare, au fost ateliere de croitorie, au fost diferite fabrici de peleți și așa mai departe, multe, multe idei. Oamenii au disponibilitatea și posibilitatea să facă acest lucru. Au mai fost câteva proiecte foarte frumoase lucrate, care au fost proiecte pe resurse umane. Pentru că unii dintre ei au mai mult contact cu partea de resurse umane și au dorit să dezvolte ceea ce ei deja cunosc și stăpânesc într-un anumit fel, au dorit să dezvolte pe anumite axe. Sigur, acum nu este deschis post-drum pe toate axele, pe unele dintre ele se vor putea să se încadreze cu proiectele. Mulți dintre ei ne-au și întrebat zilele acestea dacă proiectele lor doresc să și le depună pe 312, pe 313, pe agricultură, pe post-drum. Dacă le mai dăm în sprijin, sigur că le dăm sprijin în continuare, că nu-i lăsăm, nu e normal, adică proiectul este proiect, are o viață delimitată. Nu este normal însă să-l închizi și acum să ziceam, am închis ușa, nu ne mai cunoaștem. Doamna reporter, ne cunoaștem în continuare și o să ne cunoaștem și după ce se termină conferința de presă și la fel o să facem de fiecare dată cu toți cei care, pe care i-am avut în portofoliul nostru la un moment dat, vor putea oricând să găsească la noua linie deschisă. Deci cam astea sunt domeniile lor de interes. Sigur, în funcție de finanțările posibile și existente, noi, asta mi-am și luat ca sarcină față de ei și eu am ținut-o, dar momentan nu am pentru ce să-i anunț când se deschide o anumită linie de finanțare, pentru că acum știu cine vrea pe 312, cine vrea pe 313 și așa mai departe. Mi-am făcut niște tabele și le dau în mail. Vezi că s-a întâmplat. Mai greu a fost însă cu... Uneori am avut greutăți nu din alte cauze, ci cu comunicarea. Nu știu, nu ajung mail-urile, nu se citește și așa mai departe, dar până la urma urmelor, telefoanele sunt cele mai bune. Vă spun, cu telefonul rezolvăm absolut tot. Mulțumim! Vă mulțumesc și eu pentru participare și sperăm să ne vedem în continuare.